Comitetul executiv al PSD a decis marți să o desemneze pe Viorica Dăncilă drept candidat al partidului la alegerile prezidențiale, decizia având doar 2 voturi împotrivă. Anterior, ea fusese validată și de către biroul permanent. Actualul premier al României, Viorica Dăncilă, va trebui să fie validată și de către Congresul PSD, întâlnirea urmând să aibă loc pe data de 3 august. Dăncilă a rămas singurul candidat al PSD la prezidențiale, asta după ce Gabriela Firea a anunțat că se retrage din cursă. Alegerile prezidențiale vor avea loc în toamna anului 2019.